ce pot să vă mai spun legat de treaba cu Crăciunul? Erau niște petreceri drăguțe. Anul nou, să știți, spre deosebire de Crăciun, era altfel. Era o sărbătoare de familie. Într-adevăr, era o altă renaștere, pentru că aici la Crăciun era o renaștere spirituală. Din an în an trebuie să ne aducem aminte de o jertfă, de o treabă care 2000 de ani ne-a condus spre civilizație, cât de cât cu bunele și relele ei, în care trebuie să ne aducem aminte de o anumită morală, poate e cea mai nobilă morală din toate religiile care există. Anul nou este o renaștere a naturii. De-aia se vine cu plugul și săpăm, pentru că acolo punem un pop de grâu care renaște. Și renaște. Iar în cultura țărănească, inclusiv a Mehalei, chiar dacă mă vedeți, nu mai știau prea mare lucrurile astea, cele două renașteri erau una lângă cealaltă. Renașterea spirituală a Crăciunului și renașterea fizică, care era, de fapt, acel pop de grâu care putrezește, moare ca să genereze viață. În sinteză, cam asta. Acum nu există asupra acestor lucruri, vreau să vă mai spun câteva lucruri și mai puțin și mai hazni și mai interesante legate de ce era în Nehala de odinioară. De asta a spus că e un paradis pierdut. În această coeziune, în această mare familie, mai era o practică. Practica prinzătorilor de păsări. Deci erau niște păsărari care aveau statutul lor bine definit în Nehala, ca să prindă păsări, nu erau papagal și păsări exotice, ei prindeau păsările autohtone, cântătoare. Și branșa respectivă s-a păstrat, să știți că ultimii păsărari au fost până acum 10 ani, le-am făcut câteva investigații și am descoperit niște lucruri uimitoare legate de această branșă de oameni. De fapt, ce era treaba cu păsările? Ce căutau aceste păsări de colivie în casa țăranilor? Și de ce? Nu era un obicei al celor de la oraș, pentru că ei, de fapt, aducând aceste păsări de colivie care le cântau, nu făceau altceva decât să reconstituie un moment din afară. Pentru ei, să știți că o cameră, casa, era un loc restrictiv. Nu erau deținute în casă, munceau pe când, simțeau natura, se simțeau o parte din natură. Știu că am vreo 5 generații de mahaleanți, deci pot să mă consider un mahaleanț autentic, mahaleanț. Unul din străbunicii mei nu dormea în interiorul casei de jene, de nu-i plăcea, dormea afară, în acel târnaț, cum îi zicea, partea aceea așa de ieșitură din casă liberă, până dădea neaua. Tu avea patul pus acolo și când dădea neaua și dădea neaua pe el, atunci se băga în casă. Dormea îmbrăcat cu căciulă și cu dura deasupra, fără nicio problemă. Și era mult mai sănătos ca noi, bineînțeles. Deci oamenii ăștia erau greu de ținut în casă. Păsările le aduceau o reminiscență, o treabă din asta drăguță legată de ceea ce există în natură. Prindeau păsările în forme variate. Aveau cuști, cabletică, ziceam, fel de cușcă din asta specială cu care adeveneau păsările și le puneau de mâncare și îi băgau în colivie. Eu, care eram și de muzică și cântam să fiți la vioară, de fapt, pentru că nu era și eu unul dintre păsărari, aveau o colivie cu sticlete pe acolo, când cântam la vioară, mă încurca ala, devedeam totdeauna parcușul peste colivie să dacă îmi puteam să cânt. Ce se făcea, cum se făceau prinderile acestor păsări? În diverse feluri. Și aici v-am adus un obiect foarte, foarte interesant, despre care nici măcar nu ne-a științit încă nu știa. Era un fluier de fluierice și sper că o vede toată lumea. Un fel de fluierice cu care se imitau cântecele unor păsări. O să vedeți despre ce e vorba. Cu aceste fluierici, bineînțeles că era o întreagă poveste cum se făcea vânatul sau, practic, prinsul acestor păsări. În primul rând, oamenii trebuiau să exerseze exact cum cântă păsări. Și vă dați seama că o pasăre, dacă îi cânti, nu e mai ce frumos să cântă pasărea că nu-i bani. De fapt, despre ce e vorba? Un fluier din roz de pâscă, care are un buzuf, și
care prin alimentarea cu aer începe să fluieră. Acum să știți că dacă se exersează, dacă se exersează într-un anumit fel, cu duful ăsta poate să faci ca... Și poți să faci, dacă ești antrenat, ca toate, ca o mulțime de căsări. Cu instrumentul ăsta îi zicea, am să mă vedeți, îi spunea Fișconiu de Tipărac. Fișconiu de la Fișcura a Fluiera. De Tipărac, pentru că era destinat a prinde masculii de premelițe sau de Tipărac. În perioada împerecherilor, mergea omul pe la lanul lui de Brâu cu așa ceva și făcea exact ca și femeia de Tipărac. Ăsta nebunit prin lanul de Brâu, mergea pe acolo să-și căute consoarta. Deasupra lanului de Brâu erau niște plase verzi imense care se puneau. Și când îl vedea pe acolo prin grâul ăsta căutând între nebunit, ăștia făceau gălăgie, pasărea vrea să fugă, să s-a distrus, se controlea în acea plasă și o prindea vie nepătămată și o punea în colivie. Avea un, să zicem, un moment din afară, în interiorul acestei case pe care v-am spus, săranii nu le prea suportau. Casa nu era totuși un loc al lor. Locul lor era afară. Și, bineînțeles, în concordanță cu câteva plante, de câteva mușcate sau câteva plante de acest gen, se reconfigura un pic tot ceea ce omul a pierdut în perioada de iarnă pentru a se simți cât de cât în mediul lui. Acum să știți că sunt foarte multe lucruri din perioada respectivă. Ce vreau să spun în antiteză, ce s-a pierdut și ce s-a câștigat. Într-adevăr, Nehala de astăzi este un cartier cu foarte mulți oameni de succes care s-au implantat în ultima vreme cu vile și cu așa mai departe. Va fi un cartier deosebit sub aspectul construcțiilor, pentru că nu sunt chiar construcții urâte, dar a pierdut ceva. A pierdut din acea formă de existență de tip organic. Nu mai este un colectiv de oameni. Credeți-mă că la mine pe stradă, nu știu dacă am cunosc vreo 7-8 vecini. Unii au venit mai târziu, alții nici nu interesează treaba asta. S-a impus într-un fel, să zicem, o formă individualistă sau egoistă de a vedea lucrurile, sau pragmatică. Nu mai există acea familie de oameni care să seară la orice nevoie sau la orice problemă. Într-adevăr, oamenii au mult mai multe posibilități de distracție, au toate facilitățile urbane, dar poezia aia vechii Nehali, să știți că s-a pierdut. Și nici nu cred că acea coeziune care a existat între măhăreți să mai existe pe toată. În linii mari nu am vrut să vă critizez prea mult, deci cam atât am vrut să vă spun. Dacă doriți să-mi puneți întrebări, cu tot dragul vă pot răspunde și pot să vă mai spun și alte lucruri în legătură cu ceea ce am prezentat în momentul de față. Oricum, vă mulțumesc pentru audiență și pentru faptul că ați avut răbdare să ascultați ceea ce am spus. Încă ceva. Uitați-vă aici, ăsta este un fișcon de 150 de ani. Găsit într-un pod al unei case care acum deja este dărâmată din Mehala. Cum a fost problema? La un moment dat, fiind de lumea științifică, inclusiv prezentând la Academie niște materiale științifice, am făcut despre obiectul ăsta. Nimeni n-a putut să spună că a auzit de așa ceva. Și la un moment dat, colegii mei care sunt de foarte bună, să zicem, configurație academică, au spus, mă, omule, stai, este un fals. Ăsta l-ai făcut tu. Vorbești de o poveste, e foarte frumoasă, dar nu se știe nimic. Și cum naiba, numai Mehala ta s-a făcut așa ceva? Păi vină și tu cu niște lucruri mai palpabile. Să nu fie un fals științific. Într-adevăr, să știți că am mers pe la văduvele de la toți păsăranii care au mai fost prin poduri și spre bucuria mea am găsit acest fișcon autentic de Tipărac, care nu este funcțional, pentru că pânza este deja toată înțepenită, deci nici nu poți să miști prea mult. Suflă aici, este rost de un șoarice, deci încă mai suflă, mai merge sub aspectul ăsta,
Și am putut să merg și la colegii mei să le spun, mă, oameni buni, uitați-vă documentul. Luați-l ca atare, vedeți-l că e vechi, este de pe terena în care vorbesc eu și este un moment cultural deosebit pentru noi și ca măgăreți și ca, să zicem, zonă și așa mai departe. Mulțumesc! Vă mulțumim frumos pentru prezentare. Dacă cineva din sală dorește să intervină o întrebare sau o completare la ce a spus domn profesor. O primă întrebare deschid eu aici, în dreapta dumneavoastră. Aici. Da. Eram curios de componența etnică a Mehalei. Înainte de a fi alipită la Timișoara, dacă erau români sau majoritar români, da, ortodoxi, unguri, ce fel de etnii? A fost o perioadă în care germanii erau aproape majoritar. Drept dovadă se vede și biserica de catolică din Mehala. Pe urmă, au fost mulți sârbi și români, iar componența s-a amestecat într-o anumită perioadă, procentul românilor crescând treptat mult mai mult. Mai există și un cimitir evreiesc care este dezafectat, deci câțiva evrei, maghiari mai puțin, dar nemții erau într-o componentă destul de mare, drept dovadă că până încă în perioada comunistă, să știți că încă se mai țineau chiar baiurile. Și sârbii, la fel, sunt o comunitate destul de bine integrată, dar noi ne simțeam ca ortodoxi, ne simțeam foarte apropiați de ei, deci nu era nicio problemă. Să știți că aici este problema. Aceste comunități niciodată nu au fost probleme interetnice. La Chervai mergeau și românii, la Ruga, Bănățana noastră, la ortodoxilor români, veneau și sârbii și nemții. Tot așa mergeam și noi la sârbi și așa mai departe. Deci n-au fost niciodată probleme de genul ăsta. Aveam de foarte multe ori, să știți că s-au integrat, sunt foarte multe nume de plavoșini sau alte nume care se consideră români prin căsătorii mixte. Deci n-a fost niciodată o problemă de genul ăsta, doar că am spus că Mehala era un ținut din ăsta de tranziție. Deci o trambulină spre oraș și de multe ori această primenire se făcea destul de rapid în privința componenței etnice. Ce să vă spun, în general am avut, nemții au plecat în special în perioada comunistă, au plecat majoritatea dintre ei, deci în momentul de rață nu mai preexistă nemți. Românii sunt majoritari și acum, scuzați-mi expresia, printre aveniturile mai sunt și blocanele, cum zic mahalenții. Deci blocurile care au venit, au invadat Mehala până spre Balta Verde și partea cealaltă, sunt noi, să zicem, noile aveniturile care poate că se vor integra puțin în climatul acesta al Mehala. Mulțumesc frumos! Dacă mă întâlnește cineva, domnul profesor. Eu, domn profesor, aș vrea să fac o referire la termenul nostru de Mehala, privit în alt context față de cel pe care dumneavoastră l-ați explicat. Într-adevăr, toate site-urile care le-ai urmărit acum legate de denumirea statului și al cartierului, primite ca originea termenului la termenul arab de Mahala. Cu toate acestea, dacă facem o mică cercetare la fața locului, utilizând și anumite hărți, o să observăm că în perioada otomană, știm bine, Mehala nu exista. Ea exista undeva înspre aeroport, acolo unde este acum firma autohtonă Alpic, acolo se găsea, ca la orice sat românesc, acea parte veche a satului care se numea Săliște. Dacă cercetarea o extindem spre alte orașe care au avut câte o cetate austriacă, începând de la Caransebeș, Arad, Oradea, observăm că fiecare cetate
avea un cartier care astăzi se regăsește sub termenul de mehala. Dar acest termen de mehala vine de la acea parte a împrejurimii cetății unde erau nu neapărat români, ci ortodoși. Știm foarte bine că până la 1867, atât ortodoxii români, cât și ortodoxii sârbi erau sub jurisdicția Bisericii Sârbești. În paralel, prima denumire a Mehalei era, sau prima denumire după carte a Mehalei, era colonia rasciană, dacă vă amintiți. Și atunci, colaborând faptul că localitatea, satul ortodox, românesc sau sârbesc în prima fază, după aceea german și după aceea și puțin maghiar, constituia partea mică a cetății, care avea un rol funcțional în deservirea cetății. Dacă vă duceți la Praga, o să găsiți că un cartier se numește Mala Strana, adică fața mică, ca să spunem așa, dar fața mică în raport cu ce? Cu cetatea mare care e sus pe deal, Transfihran. Extinzând această constatare, cum vă spuneam, atât la Caransebeș, Timișoara, Arad și Oradea, și aducându-ne aminte că, de fapt, noi mehalenții nu spunem niciodată între noi că mă duc la Mehala, ci mă duc la Mală. Deci niciodată nu spunem Mehala, ci spunem mergem la Mală, sau de unde ești? De la Mală. Deci, cred că asupra originii numelui trebuie puțin mai zăbovit și a face și să se aprofundeze legătura între sat și rolul lui de deservire a cetății. Pentru că știm că între sat și cetate a existat un câmp în a cărei extremitate către antenele radio era câmpul târgului, așa îi spunea, și se făcea aprovizionarea comercială a cetății. În perioada finală a cetății, existenței cetății, adică în perioada până în 1911, când de fapt primăria Mehalei, știm că este inclusă, sau Mehala este inclusă în oraș din punct de vedere administrativ, rolul acestui mic sat în deservirea cetății este luată acea zonă dintre Mehala și cetate, Manotanța sau Malotanța, unde era Fructus. În 1911 s-a construit Fructus. Acest termen de Manotanță sau Malotanță îl regăsim din nou în toate, sau lângă toate cetățile austriece, Caransebeș, Timișoara, Arad, Oradea. Deci, trebuie să fim atenți când te facem trimiterea privind originea termenului de Mehala, să ținem cont și de aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult! Pentru că este un termen eminent germanic și
preluat plăcerea de cartier, pentru că avea una prietenie care migrează într-o parte de la orașului Timișoara și se vorba de regulamentul de Mihala Novici, care ficează. Și plătirile care s-au încins pe vremuri se păstrează și astăzi. În fine, asta este farmicul meu. Dar poate ar fi fost util să și evocăm câteva personalități măhărențe sau oameni care au trecut în Mihala, începând cu celebrul River Carol, care a fost primit, după cum știți dumneavoastră, nu mai trebuie să repet eu, dintr-o decență lingvistică, să zicem. Așa? Și terminând cu Pera, cu Lodeanțu, cu eu știu cine așa a fost, o Paris și Margaret Benisa și Pera Tempere. După aceea, eu știu, profesorul Gafencu și cu Socrates Acumeni, cu Vodul Gătăra, și Pavlovici și mulți, dar văd personalități alții, așa cum lumea sportului, zic eu. Dar există numeroase personalități. De ce? Pentru că zilele trecute mi-a căzut pe mână, mi-a găsit, s-a primit o carte, semnată de un profesor, Ion Munteanu Gingiro. Acest profesor are a avut ideea de a întocmi un glosar, un dicționar al girocului. Termin folosit uzual în giroc. Dacă am face și din care reiese că în giroc de pildă, foarte, foarte bine întocmit, științific întocmit, eu fac și bazele în muzeu în comuna giroc. Științific vorbind, îți dai seama de zonele lingvistice, zonele de influență a Timișoarei. În giroc de pildă, poate, la parte lingvistice, își au adres prin rețele văzute sau își au originea în germană. În germană și în sârba. Sunt convins că la dumneavoastră pizza, dacă facem un glosar, un mic funcționat din acesta, majoritatea cuvintelor străine vin din maghiară, să spun la altă parte. Aș fi curios Mihala, de unde are majoritatea cuvintele, care să regreseze, ca cea și în mare dicționare a limbii române literare, cea de mai departe. Dar astfel de inițiative locale, care pot fi la îndemâna școlii din zona a cartierului, al comitetului de cartier din zona, ar fi foarte utile dacă am avea un astfel de glosar, să spunem, nu? Pentru Miroma, pentru Fratelia și așa mai departe. Și atunci am putea să ne dăm seama în Timișoara cam ce le păduim. Da, cam cum păduim limba română. E o treabă care a fost deosebită, făcută acum vreo 20-30 de ani, pentru că în momentul de față ne zic că se poate face justiță. Avem câțiva, numai câțiva dintre vechii mahalenți care mai sunt și... Da, un exemplu, profesorul Munteanu a terminat cartea anul trecut. Da. Dacă mai dorește cineva să intervină... Dacă nu, încheiem sala aici. Vă mulțumim frumos pentru prezentare.